A vrut să te manipuleze, să nu-l votezi cu hate. Nu știu ce a vrut, dar nu era de zis. Nu cred că manipulez pe cineva aici să nu mă voteze. Dacă doresc tot să mă voteze, doamna... Mă, acum, hai că vreau să dau și eu o bombă din asta și nu mi-ai spus să-i spun Alenei să nu te voteze. Acum pe mine, pe mine acum în online, pe mine acum în online, mă înjură toată lumea că am propus-o pe Bianca spre eliminare și că n-am făcut-o așa. Asta tot pentru tine am făcut-o, că ești băiat bun. Și de aia nu... Zic, bă, stai-mă puțin. Eu mi le accept toate chestiile astea pentru solidaritate și așa. Și te-ai dus pe o stradă mai nașpa, așa cumva, mai întunecată. Și zic, bă, stai puțin, că nu e ok. Regret că l-ai salvat pe Laurențiu? Nu regret. La momentul acela am făcut exact ce merita Laurențiu, pentru că nici nu cunoșteau fetele și nu cunoșteau niște respectatorii. Dar acum nu mai e nimeni de salvat, că gata. De ce e supărat, Laurențiu? Nu, m-am supărat, doamna Andreea, dar nu știu, nu înțeleg de ce s-a creat situația asta acum, adică chiar nu, ei știu că tot așa sunt. Te-au simțit băieții un pic diferit, că n-ai fi spus de față cu ei. Păi, dar n-aveam cum să le spun, doamna Andreea, pentru că eu am încercat. Eu asta am înțeles. Laurențiu, nu e nimic grav, eu așa cred, nu știu. E competițional, dacă mă întrebați pe mine, da. Felicitări! Da, atunci o să ardem în competiție. Gata solidaritate, gata protecție, gata alea. Că o jucăm, ne punem mănușile și jucăm. Ai grijă ce-ți dorești, Patrick. Eu sunt foarte conștient, doamna Andreea, credeți-mă că nu mi-e frică absolut de nimeni.